Astăzi voi extrage câștigătorul concursului Curtea Veche de săptămâna aceasta. Premiul este cartea Pinocchio, o carte cu care încurajăm pe micii cititori să citească cât mai mult și nu vrem să mai stea cu ochii în tablete, telefoane și orice fel de chestii, gadgeturi sau orice fel de lucruri care le distrag atenția de la citit. Citul este minunat. Să vedem câștigătorul. Câștigătorul este Mario Oficial. Felicitări! Sper să-ți placă premiul. Aceasta este cartea. Are clapă și aici mai sunt alte cărți din serie. Este o carte clasică, repovestită după romanul lui Carlo Collodi. Este o carte foarte subțire și spun asta pentru că are foarte puține pagini. Și anume 150 de pagini, dar mai are și capitolul Tu ce părere ai, unde îți pune niște întrebări. Sper să-ți placă această carte. Scrisul dinăuntru este pronunțat, cu spațiu între rânduri, cu scris mare. Este foarte ușor de citit. Are și câteva ilustrații. Din când în când. Sper că v-a plăcut acest videoclip și ne vedem pe data viitoare. Pa!